Bună seara! Suntem și aici live prima dată în acest an, în noul an 2021 și în anul în care planificăm să fim online și live în fiecare marți și în fiecare joi. Iar astăzi de la 6 până la 7 o am invitată și o aștept aici pe Alina. Pe urmă, fuguța la alte planuri și alte programe pe care aveam cu alte grupuri de femei frumoase și magici. Alina, dăm invitație și hai să discutăm. Hai să vorbim, hai să povestim despre povestea ta, despre proiectul pe care tu îl faci, despre activitatea și pasiunea ta și hai să îți mulțumesc oficial pentru această agenduță pe care mi-ai trimis-o tocmai din UK. Dăm invitație. Așa, dacă îți reușește ție, dacă nu, îți dau eu invitația. Așa, hai să vedem dacă tu vrei. Se așteaptă să intre Alina. Alina, te aștept să intri online, să intre în live cu mine și să povestim despre tine ca femeie care și-a lansat. Salutare, Alina! Hai să vedem. Te vezi? Alo! De obicei se zice că Hai se... că m-am descurcat! Da, se vede foarte bine. Salut, la noi este 6, la voi este 4, da? 4, da, stai așa să dau mai jos ăsta, așa, super! Mi-ai dat emoții că îmi spuneai să dau eu invitație și zic, nu, cred că tu trebuie să mă inviți, nu eu! Da. Dar după aceea am primit eu invitația ta, da, mersi mult! Ai acceptat provocarea. Hai să facem o mică introducere. Deci, eu sunt Lia, cea care vreau să dezvolt și să cresc comunitatea mamelor digitale, femeilor care au proiecte în orice colț al lumii, indiferent de tipul activității, indiferent de tipul de pasiune sau de business, afacere pe care îl au, îl dezvoltă din orice colț al lumii. Și indiferent în ce limbă ar vorbi, o fac cu pasiune și ajung la cât mai mulți clienți cu ajutorul instituțiilor și online și offline. Și uite, tu, personal, singură, mi-ai trimis că, uite, am ceva pentru tine, trimit din Anglia sau de aici, din Chișinău. M-a întrebat tot ce te ocupi. Am zis, ok, hai să live-urile pentru 2021 cu invitațiile pe care eu le-am făcut în 2020 și vreau să aduc cât mai multe exemple așa de femei frumoase și femei care au activități interesante și pot inspira aici în comunitatea mea, comunitatea mame digitale, așa că Alina Iacobovski și face Alina acum acolo. Salut, salut tuturor. Lia, spune-mi, te rog, dacă mă auzi bine, pentru că... Aude perfect, se vede și Ok, pentru că eu aud cu puțin întreruperi, dar s-ar putea din cauza vremii să fie. În primul rând, felicitări pentru comunitatea Mame Digitale. M-am uitat peste ea, aduce multă valoare și întotdeauna îmi place de tine că încerci să aduci invitații care să poată să-și deschidă sufletul și să le facă cumva pe celelalte care nu sunt în live, să-și dorească să fie mai deschise, să facă mai multe, să treacă la mai multă acțiune. Eu am primit cu mare drag invitația ta și chiar neștiind de comunitatea asta, văd că mă integrez foarte bine, pentru că și eu sunt în străinătate și eu fac tot felul de proiecte și mai mult de atât, le fac de vreo 6 ani de zile, tot online. Așa că m-ai adus cumva în acasă. Îți mulțumesc mult pentru invitație. Anume, ce faci tu acolo, ce te ocupi și care este funcția sau meseria pe care o descrii în câteva cuvinte, să înțelegem cum te ocupi tu online, ce bine câștigi bani online. Da, eu sunt life coach și expert în descoperire interioară. Toate programele mele sunt bazate pe dezvoltarea personală și mă ocup practic de a aduce din tine cea mai bună variantă. Cam asta face un life coach. Programele mele sunt diferite. Femei, bărbați sau doar pe publicul țintă femei? Pe partea de coaching privat am mers și pe femei și pe bărbați, pe partea de grupe de mastermind au fost iarăși și bărbați și femei, pe partea de retreat-uri am mers doar cu femei. Super, deci ești cea care descoperă potențialul maxim din fiecare persoană și cumva ajută să-și răspundă fiecare la întrebările pe care poate noi nu ne le-am pus. Nu știu ce să răspundem dacă nu le punem, da?
Da, corect, corect. Fiecare, cumva fiecare pas înainte începe cu o întrebare foarte bună. Și cam asta face un coach. Un coach te Alina, ajută. ai făcut aceste studii ca să ajungi să deții această înțelepciune și această abilitate, pentru că înțeleg că pe parcurs ce nu mi-a plăcut mie să fac este să comunic și să fiu psihologul. Dar în munca pe care o fac zi de zi, comunitatea pe care suntem, chiar și cu trainingurile care le-am făcut până acum prin Click și prin Cam Zero și prin comunicam cu oamenii, le înțelegeam necesitatea lor, a face dezvoltam și pe parte de coach, pe parte de mentorat. Acum și mai mult simt că am nevoie de această abilitate. Deja există așa training-uri. De unde ai învățat tu această abilitate? Da, ele există de mult. Pe piața României însă au apărut acum vreo 6 ani de zile, dacă nu mă înșel, cei de la John Maxwell Team. Și prima certificare și primele 3 certificări le-am luat cu ei. Vă recomand foarte mult să îi verificați dacă vreți să o luați pe partea asta de dezvoltare personală, pentru că după programul lor puteți primi și o calificare ca și coach, trainer și speaker. Și după aceea am mai făcut încă două super calificări la Universitatea din Oxford, aici unde sunt acum, care m-au ajutat cumva să aduc o calitate mai bună meseriei și profesiei pe care o aveam până atunci. Deci, acum, la nivelul care tu ești, deja poți să cauți cu câte consultații, câte discuții și de ascultat acele care cumva au nevoie de așa. Pentru că un coach nu este un psiholog. Asta am înțeles foarte bine de la ca și prietena mea, Larisa Cepui, pe baza căreia o salut. Și ea la fel a învățat de coaching acreditat în America. Și a adus acest concept în Republica Moldova și când mi-a explicat aceste chestii și mergeam împreună să facem era o diferență foarte mare, credeam că psiholog, medic, coach e cu totul, sau trainer, antrenor e cu totul altceva. Care este rolul unui coach în viața unui om? Indiferent. Da, mă bucur mult. Da, mă bucur că mă întrebi asta, pentru că, într-adevăr, termenul de coach este încă foarte vag în cultura noastră, dar acțiunea pe care o face coachul în sine cu clientul este chiar necunoscută. Și, bine, fiecare coach își găsește cumva modalitățile și instrumentele favorite, însă punctul principal care trebuie să-l înțelegem este că un coach este cel care te ia de unde ești din prezent, cu ceea ce ai tu, cu valorile tale, cu abilitățile tale, cu toată lumea ta interioară și te descoperă astfel încât tu să știi cel mai bine care e drumul tău de urmat înainte. Mai mult de atât, te ajută să-ți descoperi unde vrei să ajungi și apoi împreună cu un coach poți să stabilești pașii de acțiune. Vreau să ajung de la A la Z în atâta timp, cum anume fac, și pașii de acțiune se aleg în funcție de personalitatea fiecăruia și în funcție de bagajul cu care vine fiecare. Cel nu este, dacă îmi dai voie numai puțin, un coach nu este un psiholog, deci el nu merge înapoi în trecut să-ți spună de unde ai problema asta, nu este treaba noastră să vedem acest lucru. Un coach nu este un mentor, deci un coach nu vine și îți dă sfaturi, fă așa, pentru că știu eu mai bine, pentru că ceea ce s-ar putea să fie valabil în situația mea, s-ar putea să nu aibă nicio rezonanță în situația ta și viceversa. Adică sunt în situații în care oamenii ar prefera să facă într-un fel, iar tu, ca și coach, poți să-i stai în cale, pentru că nu este drumul pe care l-ai alege tu personal. Și nu este, așa cum am spus, deci nu este un mentor, nu este cineva care să-ți arate punct cu punct ce să faci, ci este acel ghid care te învață pe tine să-ți găsești puterea interioară și drumul pe care să mergi. Asta e foarte important de. Scuze-mă că te-am întrerupt. Ce întrebări ar veni, care este cea mai frecventă întrebare că o fac femeile sau bărbații? Hai să discutăm ca să nu fim doar feministe. Care este cea mai frecventă întrebare? Pe ce segment, pe ce categorie, pe ce domeniu din viață, business, nu știu.
Câți dintre voi ați văzut filmul The Notebook? Cum se traduce în română? Nu știu. The Notebook, nu? Deci este povestea de dragoste. E, una dintre scenele care sunt, la care eu am început efectiv să râd, e atunci când bărbatul o întreabă pe femeie, What do you want? Și asta este întrebarea, ce îți dorești de fapt? E, azi problema noastră este că noi nu prea ne știm ce ne dorim. Și în momentul în care descoperim, și sinceră să fiu, cred că în prima, dacă nu în a doua sesiune, deja omul știe exact ce își dorește cu adevărat. Pentru că în momentul în care știm unde vrem să ajungem, care este misiunea noastră, care este punctul final, ne e foarte ușor să trasăm înapoi drumul și să vedem cum anume ajungem acolo. Deci, întrebarea Da, cea mai bună. Da. că ai confirmat. Salutare celor care ne scriu și mersi, Nata, că ești aici cu noi, pe paginile vieții, parcă cam asta este. Deci fiecare să, cum să ne scrim fiecare pagină din viață și să scrim pe ea și cum să ajungem întrebări să ne punem și voi sunteți acei omuleți sau ajutori cu întrebări corecte care tot dar ca o provocare pentru noi să găsim răspunsul, pentru că nu ne dai tu răspunsul, tu instrumente. Deci noi găsim potențialul și noi găsim răspunsurile, că de fapt cam așa sunt consultanțele că făcusem cu Larisa câteva, cu alți coach și am zis că, wow, e totul altceva. Eu la cursuri dau și instrumentul, dau și cum se face pas cu pas, dau pas cu pas. Dar voi sunteți altfel și este o altă tehnică care este mai apreciată. Cum ai reușit să ajungi acolo în Londra? Cum te-a provocat viața ceea ce făceai în Moldova, în România și ai ajuns acolo? Cum ai ajuns acolo, de fapt? Eu am plecat din Moldova de la 14 ani, deci practic cum am putut să mi s-a deschis ușa de acasă, am și luat-o la fugă ca să nu mai stau. Nu știam pe atunci că o să fiu așa o venetică toată viața, că atunci când pornești la drum, mai ales în Moldova, Dar ce studii ai început să faci? Ce facultate? comunicare și PR. A? Comunicare și Public Relations. Am făcut în București. Am lucrat o perioadă în retail, în administrare de centre comerciale în București, unde practic am învățat tot ce înseamnă viața asta de business din perspectiva unui angajat. Experiență care m-a ajutat enorm și mi-a pus bazele unei înțelegeri foarte sănătoase la ce înseamnă un business bazat pe integritate. După care am mers mai departe în Germania, unde m-am șlefuit, să zic, pe plan personal foarte mult sau ca personalitate m-aș lefui foarte mult, pentru că acolo sunt niște reguli pe care trebuie să le înveți și ajungi. Într-un final ajungi să spui așa e bine, așa ca ei este într-adevăr bine și pot să spun că am ajuns o persoană mult mai valoroasă trecând prin experiența Germaniei, tocmai pentru că a fost foarte dureros și foarte aspru. Și Acolo? am stat 7 ani în München, da. Foarte frumos orașul, foarte, da, mă bucur că am plecat. Deci dorința mea era să plec de acolo pentru că ori de câte ori veneam din altă parte, simțeam că inima mea tânjește după a te simți bine la locul în care ești. Nu mă simțeam în apele mele. Chiar dacă le învățaserăm limba, chiar dacă business-ul mergea ok, am dorit altceva și practic de 2 ani de zile, chiar înainte de Brexit, am spus ok, ultima șansă, unde mă mut? Am vrut să mă mut într-o țară unde să cunosc limba. M-am uitat pe hartă, am spus, cred că UK ar fi o variantă pentru mine, că n-am mai încercat acolo. Mai mult de atât am zis, unde se duc toți oamenii deștepți? În Oxford, ok, mă duc și eu în Oxford. Și așa a fost. Tu ai țintit cel mai sus ca să fii motivat să ai alături alți trainer, alți mentori, alte academii, studii, cursuri, programe, școli internaționale care sunt acreditate acolo sau cu sediu în UK și ai luat acea karmă sau din acele inspirate, te-ai inspirat.
Da, păi știi cum se spune, țintește luna, că chiar dacă n-ajungi acolo, s-ar putea să ajungi printre stele, nu? Și atunci ăsta a fost scopul. N-are rost să-ți pui un scop mic atâta timp cât șansele de reușită sunt egale. Adică și la un scop mic și la un scop mare, tot cam atât la sută ai șansă să reușești. Atunci mai bine mă duc pentru un scop enorm și Da. măcar știu pentru ce lupt. Aș încet și atunci ți este plăcut să vezi și rezultatul pe care îl produci în acest timp sau în acest interval. De câți ani ești acolo? 2 ani, 2 ani și câteva luni am Deja făcut acum. cu soțul, ai copii, Alina? Nu, nu avem copii, așteptăm vești bune de pe zi pe alta. Lucrăm intens și așteptăm vești bune. Atunci să vedem, iată, voi sunteți coacheri sau coach și oferiți aceste consultații, dar la rândul tău, de la cine te inspiri? Care este rândul tău? Cine te învață acolo? Da, păi fără mentor nu ai cum să dai înainte, pentru că toți și coachii au nevoie de un coach. Adică mai mult de atât, de mai mulți coach pe fiecare domeniu în parte, pentru că vrei să ai pe cineva care să îți ridice viziunea mai sus decât acolo de unde ești tu. Eu chiar de când am descoperit această meserie, mi-am dat seama că nu am cum să merg mai departe fără un coach și am câteva persoane pe care le urmăresc și care mă inspiră și care mă ajută să-mi cresc mindset-ul, că până la urmă totul vine de la mindset. Așa, care ar fi sfatul tău pentru acel de unde să înceapă cu viața lor personală, că o ajută la un nivel în care nu se permite de jobul lor, de munca lor, de rutina lor, de atmosfera casei, copiii, de relația cu soțul, deci de unde trebuie să înceapă? Bun, că prima ar trebui să contacteze un coach, dar care ar fi acel sfat Da. să pună ca să-și dea seama că are nevoie de așa ajutor și să înțelegem că nu este psihopat sau psihiatru sau psiholog, dar este un om care, bun, povestește-ne tu care ar fi acele întrebări care ne dăm seama noi avem nevoie sau nu. Când? În primul rând, aș vrea să clarific că ai nevoie de un coach sau un coach nu o să lucreze cu tine dacă ai probleme psihiatrice sau patologice sau de genul ăsta. Deci, un coach este foarte clar delimitat în expertiza lui și nu s-ar băga în probleme psihice sau de depresii sau chestii de genul ăsta. Asta este treaba coachului să-ți spună, nu te pot ajuta, dar am un coleg care este exact pe ce-ți trebuie ție, așa că te îndemn să porți o discuție să vezi dacă ți se potrivește. Dar, ok, noi avem în interiorul nostru un navigation foarte bun, da? Cum se numește? Navigator foarte bun. Și acestea sunt emoțiile noastre. Dacă te trezești într-o dimineață tristă, te trezești a doua dimineață tristă, a treia, în 3 săptămâni și tot tristă ești, îți spune ceva acest lucru. Și nu spune cum majoritatea poate să creadă că eu nu sunt în neregulă, trebuie să mă adun, trebuie să fiu mai pozitivă, e cel mai dureros lucru să-i spui unui om care suferă, fii pozitiv, nu mai fii așa negativist. Și nu-l ajut deloc, dimpotrivă, îi evidențiezi că nu este în regulă și atunci îi dai încă un motiv în plus pentru care să fie și mai trist. Da, cumva. E, acest navigator îți spune clar, emoțiile noastre ne spun clar că trebuie de făcut ceva. Și vreau ca toate persoanele care se uită la noi, și de fapt asta este misiunea mea, să le dau de înțeles că totul este în interiorul lor și totul este rezolvabil și nu au nevoie de nimic mai mult. Exact, de nimic mai mult decât ce sunt ele acum. Și fiecare dintre noi suntem echipați până peste cap cu tot felul de instrumente interioare cu care putem să lucrăm. Poți să alegi calea lungă Curtă. și să, da, și să mergi, să mergi, să o faci singură, să te descoperi, să investighezi, să vezi de unde începi și unde ajungi, sau poți să alegi un coach care să te țină de mână și să-ți arate repede încotro să te duci, pentru că un coach, ca și antrenorul din sport, el vede foarte clar
unde anume ar trebui ajustat sau care e direcția în care ți-ar trebui puțină ghidare astfel încât să te descoperi tu pe tine. Și cel mai important este, începând din secunda numărul 2, să fim foarte sinceri noi cu noi. Și asta este o problemă, țin să spun, la femeile din Republica Moldova. Și mă doare sufletul să văd cât de greu se deschid. Am anumite programe care le-am făcut și în Germania, și în Italia, și în Franța, și în România, și în UK, și cam au același ritm femeile, să zic așa, de deschidere. E, ale noastre au avut nevoie de o zi mai mult întotdeauna ca să poți să le simți că, într-adevăr, gata, poți să intri în sufletul lor și și sunt ele sigure că sunt valoroase chiar dacă nu e totul perfect în viața lor. Pentru că la noi există rușinea, foarte pregnantă, mi-e rușine să spun adevărul despre mine, există frica că voi fi judecată, că nu voi fi acceptată, că voi fi arătată cu degetul, lucruri care până la final, pe patul de moarte, n-o să dai doi bani pe ele. Și asta mi-aș dori cel mai mult, să îi fac pe oameni să se deschidă către ei însăși, mai întâi, ca să înțeleagă cine sunt. Și apoi, ușor, ușor, dacă vor să se deschidă către ceilalți, vor ajunge cumva la o libertate și la o împlinire, fără să mai facă alte lucruri. Și spune-mi, te rog, dacă această abordare pe care tu o ai, cât de ușor îți este să o explici ție pe online? Îmi dau seama că ai investit destul de bune bugete ca să tragi tot publicul să te cunoască și să-ți faci și pagina, site și tot ce ai făcut până acum. Deci, cum ajungi cu acest mesaj la clienții tăi? De fapt, cum te promovezi tu pe online? Cum îți aduni acești clienți din online, pentru că în Londra clientul este în Moscova sau în Dubai sau în Paris sau nu știu unde. Deci cum ajungi la ei? Depinde de program, pentru că eu am și programe corporatiste care sunt pe partea de leadership. Foarte mulți merg din gură în gură, pot să spun. Pentru evenimentele mai mari am promovare online care este plătită și care este cu o strategie de marketing bine pusă la punct și foarte făcută în avans care să funcționeze. Pe de altă parte, sunt tot felul de atâția ani, sunt tot felul de grupuri pe care sunt existente și te miri cine își aduce aminte, de unde își aduce aminte și vrea să lucreze pentru diverse lucruri, plus că am și programe care sunt dedicate adolescenților pe partea de leadership. Și acolo deja este un cu totul alt public, cu totul alt target. Deci nu există ceva care să nu fie încercat până acum ca și promovare, dar promovarea online, da. Am vorbit despre, intrăm în miezul marketing. Care ar fi platforma în care se deschid mai mult clienții tăi? Unde nu te abordează? În Instagram, ca să comparăm ambele platforme. Aș fi mai mult deschisă. Eu pe Instagram sunt de foarte curând timp și văd că este puțin diferit publicul aici. E mai mult bazat pe vizual și au nevoie de mai multe stimulente pe partea asta. Aș merge pe Facebook pentru un anumit public și pe LinkedIn pentru un alt public. Și mai am un al treilea public care este împreună cu mine pe YouTube, unde sunt în canalul meu, unde iarăși este bazat pe dezvoltare personală și spiritualitate. Dai valoare în acele interviuri sau răspunsuri la întrebări, te găsesc acolo pentru consultanță sau pentru a. Eu sunt de găsit peste tot, adică cu un mesaj ajungi la mine, pentru că am acest telefon pe care l-am încorporat, unde am încorporat absolut totul. Pe YouTube nu am Q&A, pe YouTube am mai mult meditații și videouri despre anumite subiecte, dar și cei care îmi scriu pe YouTube ajung la mine, deci tot în inbox-ul meu ajunge totul. Cel mai bine este să mă contactați probabil ori pe Instagram, ori pe Messenger, adică pe Facebook, pentru că este simplu și cam toată lumea l-are. Și acum că dacă aceste programe sunt diferite, public țintă diferit, cum ți-a venit ideea de a face acest instrument, această agendă de viață,
care mi-a dăruit-o și mie în dar ca să ajungă la Chișinău la mine. Eu deja am dat aici care este sectorul, compartimentul interesant, am primit cu drag fiecare pas sau fiecare segment, fiecare grup de categorie la care trebuie să trag atenția și iubire de sine și acceptare de sine și multe, multe alte segmente pe care tu le-ai aici și agenda este anume pentru a descoperi eu tine, a descoperi valorile tale, pe tine singură să te apreciezi, să-ți scoți elemente de care să te apreciești fiecare zi. Deci ai integrat aici mai multe. Cum a venit ideea să faci această agendă sau necesitatea de a aplica? Mă bucur că aduci vorba despre agenda asta pentru că e primul produs de genul ăsta pe care l-am lansat și mă bucur să văd un feedback atât de pozitiv la ea. A plecat într-adevăr. Este cu totul altfel de agenda și este special pentru cred, acest drum de cunoaștere. Da? Probabil e suficient să treci câte zile sau câte luni ai pentru a completa aici ca să înțelegi că tot ce se vinde la librărie ca agenda nu e loc pe ceea ce ai pus tu aici, suflet și tehnic, tot ce vrei să scoți din. Da, păi scopul era cumva să deci, cum a început agenda? A început dintr-o nevoie personală de a avea toate aceste întrebări într-un singur loc. Pentru că obișnuiam să țin un jurnal de dimineață, unde scriam primele gânduri când mă trezesc. Bineînțeles că aveam un to-do list care era pe agenda mea de muncă. Toți avem un to-do list. La final de zi, mă trezeam că trebuie să scriu cum a fost ziua mea, să mă uit puțin în spate, să văd ce pot să fac mai bine. Deci era în jurnalul meu de zi mai aveam o rubrică unde scriam aceste gânduri de reflecție la final de zi. Pe bordul din dormitor. Te-am pierdut pentru puțin? Da? Da. Ai repetit. Da. Pe bordul din birou aveam tablou de viziune și deci aveam toate instrumentele astea pe care le foloseam zilnic, săptămânal, lunar, în diferite locuri și mi-am dorit pentru mine să le am pe toate într-un singur loc. Și așa a apărut acea parte a agendei care este zilnică, da? Cam asta aș vrea eu să fac în fiecare zi. Vreau să nu uit despre ce, apropo, pentru cele care sunteți interesate de agenda, să știți că agenda este un instrument de ghidare, de dezvoltare personală, care îți arată exact ce să faci și la ce întrebări să răspunzi la începutul zilei și ce să faci și la ce întrebări să răspunzi la final de zi și intenția zilei. Fiecare zi începe cu o afirmație care trebuie să te pună pe gânduri și să vezi cum anume poți să influențezi tu în viața ta afirmația respectivă. Pentru mine este foarte important să fac totul intenționat, pentru că dacă așteptăm de la sine în viața asta, nu prea se întâmplă. Și din cauza asta, ziua mea este stufoasă pe partea asta de dezvoltare personală, ca să știu că le fac pe toate și nu uit cumva să dau atenție recunoștinței sau relaxării sau creativității și așa mai departe. După care m-am gândit că ar fi bine să facem o revizuire așa anuală, să vedem încă ne ducem apropo de întrebarea what do you want, ce-ți dorești, hai să văd ce-mi doresc pentru fiecare arie din viața mea și în agenda asta o să găsiți întrebări și scopuri pentru fiecare arie, pentru sănătate, pentru viața privată, pentru viața profesională, pentru spiritualitate, pentru condiția fizică și așa mai departe. Și după aceea m-am gândit care sunt cele mai frecvente probleme cu care vin clientele către mine. Și este dragostea de sine, este lipsa de încredere și atunci am pus acele mici lecții unde am dat și o afirmație, pentru că eu cred foarte mult în puterea afirmațiilor. Ele funcționează ca o rugăciune, ca o mantră, așa, care ne ridică vibrația și ne influențează subconștientul la un nivel la care noi nu putem să-l influențăm cu mentalul nostru și ne aduce multă, multă valoare. Așa că, cumva,
apărut din nevoie, după care am văzut valoarea și am zis ok, trebuie să o dau mai departe, la cât mai multă lume. Ceea ce încerc să fac din suflet și îți mulțumesc mult că ai adus-o astăzi cu tine. Tu ai dat, cred că 10% din valoarea acestei agende, dar eu tare mă rog, dacă încă nu, să faci un video explicativ cum funcționează această agendă și cum trebuie completată corect, care sunt lucrurile Da. care trebuie de făcut dimineața sau la mea. Eu, de fapt, în calendarul meu, care seara la 10 îmi scrie cel mai important lucru de astăzi, ca la final de săptămână, lună, cel important de lună, la final de an a meritat să treacă 2020 pentru că am reușit cele 12 importante și atunci actualizez Ce frumos. 12 lucruri importante pe care le-am realizat pentru că 60 de lucruri mici în fiecare zi, în fiecare săptămână, 50 12 luni. Dar tu ai mult mai multe practici aici pentru că ai și cum poți să îmbunătățești ziua de mâine și în fiecare zi tu pe tine te auto qualifici, da? Îți pui notă de dimineață, seara îți scrii cum poți să îmbunătățești ziua de mâine, care sunt, cum celebrezi și cum te premiezi pe tine pentru reușita de notă 3 sau 5 sau 10 pentru fiecare zi. Și în afară de statele sau afirmațiile pe care le ai, multe chestii și eu cred că dacă ai făcut video, chiar aștept să-l faci ca să poți să primi femeilor din comunitatea noastră să înțeleagă unui conceput de un coach. Sau ar fi prima etapă de a ajunge la tine, pentru că dacă nu-și permite să-și achite o consultanță, un coach sau să ajungă la tine pentru a se consulta într-un 2, 3, 4, 5, cel puțin acest ghid să fie primul lor instrument, da? O, da, o, da, super idee. Adică îți mulțumesc mult că aduci asta în discuție, pentru că într-adevăr așa este. Chiar mi-am dorit să fie un ghid pentru fiecare care nu are timp sau nu are posibilitate să-și ia un coach. Și vreau ca această agendă să le țină de mână așa pe femei. Apropo, agenda trebuia să fie pentru toată lumea, însă am ales o copertă foarte feminină și pe ultima sută de metri am schimbat cumva și am făcut pentru femei, dar o să am grijă ca cea de anul viitor să iasă pentru oricine, pentru că au fost bărbați care au cumpărat-o și mă gândesc că a trebuit să învelească într-un ziar ceva ca să nu vadă femeia fericită. O copertă de piele și să o personalizez așa mai masculin sau mai Da. feminin. Dar Da. ideea de agenda am avut-o eu când am conceput proiectul Mame Digitale și doar că eu am conceput idei și tehnici mai mult pe partea de business. Tu Da. ai conceput strategii și tehnici pe partea de dezvoltare, cunoaștere, acceptare, iubire de sine și toate aceste categorii. Eu mai mult m-am focusat ce m-ar ajuta pe mine, instrumente m-ar ajuta ca să-mi cresc. Și atunci, bun, am început să lucrez cu designerul și nu am ajuns încă la cap. Fac o ediție de mame digitală, să lansez și apoi să văd ce necesități au femeile ca să pot să din practică cu ei Da. această pagină de agenda. Și am zis că, bun, renunț la agenda, o să mai dar în schimb, asta este cu totul altă agenda. La fel cum și colega mea, Diana, pentru programul ei Iubește Femeia sau alte programe pe care le face pentru femeia, acolo este cu totul altă agenda. Doar pentru recunoștință și doar pentru două, trei pagine, doar pentru a sta în liniștea și în relaxarea ta cu acele afirmații și doar să scrii 10-20 de lucruri pentru care ești slujitor lui Dumnezeu, ești slujitor oamenilor din viața ta, familie, nu știu, lucrurilor pe care le-ai obținut. E totul altă agendă. Deci, cam câte agende ar trebui să aibă un om care este complet dezvoltat și echilibrat din toate punctele de vedere, Alina? Păi, toate sunt extraordinar de valoroase. Nu pot să spun că una e mai bună ca cealaltă. Acum depinde de fiecare în ce fază a vieții este. Pentru că sunt zile în care simți
Da, sunt zile în care simți să dai bice pe partea de business și simți că nimeni nu-ți stă în cale și acum este perioada în care vrei să faci tot pe partea asta și simți în vână, în puterea ta că o să funcționeze totul. Sunt zile în care vrei să stai în liniște și să reflectezi puțin la nemurirea sufletului și atunci o agenda de recunoștință o văd cea mai potrivită pentru așa ceva. Și sunt zile în care vrei să faci doar to-do list-uri și atunci este suficient să am cele 5 puncte pe care trebuie să le fac astăzi și atât. Atât. Toate sunt foarte importante. Acum depinde de fiecare în ce fază a vieții este și care este scopul perioadei respective Aici. pentru fiecare dintre noi. Da. Nu pot să spun că nu am alte agende care sunt cu to-do list-uri sau că această agendă este completă, nu este niciun caz, pentru că îmi imaginez mămicile care sunt în grup și care au câte 20 de lucruri, 40 de făcut pe zi, nu au cum să-și noteze acolo foarte mult. Am avut lipsă și de spațiu în această agendă ca să le mai las o pagină goală, pentru că ar fi ieșit, și așa este destul de mare, ar fi Da, ieșit foarte mare. e destul de grea și destul de mare. Dacă ai pune un agenda în ceanta de zi cu zi, cam nu Nu prea poți să o duci, da, are un. o lași pe, așa este, o lași pe noptier acasă, însă după, noi am început, am lansat-o cred că acum vreo lună și jumătate și am foarte repede am văzut că lumea întreabă, dar ce trebuie să fac aici, dar ce trebuie să fac aici? Noi am făcut un ghid, acum cărțile, agendele care se vând cu un ghid de completare în ele și poate cumva să-ți dea o anumită ramă, cam cum se lucrează pe ea. Însă important este să vezi ce înțelegi tu prin ceea ce se cere. Pentru că probabil ceea ce înțelegi tu prin ceea ce se cere este ceea ce contează în viața ta. Eu poate am crezut cu totul altceva atunci când am scris întrebarea respectivă, iar pentru tine important este altceva și tu o înțelegi din perspectiva ta. Iar pentru un video, trebuie să-ți spun că sunt blocată în Brexit. Și poșta noastră nu livrează. Am tot sperat și am așteptat în ianuarie și am rămas fără niciun exemplar aici. Așa că nu am cum să filmez un video pentru că nu am niciun Dar exemplar. îți dau eu soluția. Cu siguranță ai PDF-ul. Da, absolut, da. Înregistrezi ecranul cu fața ta într-un Zoom sau într-o altă aplicație sau altă aplicație care înregistrează ecranul de pe laptop și arăți PDF-ul și le prezinți ce ești, ce faci, ce pagini să scrie acolo. Nu este neapărat să te trimiți cu de sus, să completezi, da? E neapărat să gândul și pașii corecți cum să completeze și pe laptopul tău în registrare de ecran. Și Foarte bună idee, atunci foarte bună idee ta. trebuie să avem acest video. Deci eu sunt așa, eu când lucrez cu clienții mei sau cu fetele care sunt în problemă, astăzi problema la mine, eu îți dau că tu mâine rezultatul. Nu blochează niciun break, niciun avion, nici o frontieră. Deci fiecare etapă și cu. Pentru că dau seama că poate ai vrut să o faci într-o locație frumoasă, muzică, inspirată de. Da, fiecare are stilul ei, dar până la urmă, dacă trebuie făcut, trebuie găsită o soluție. Îți mulțumesc mult pentru idee. Eu acum meditam că tu vorbeai și zic unde aș vizualiza eu să te văd și să vezi că acea plăcere ca acea eu să mă inspire să-ți cumpăr agenda. Probabil să te văd pe malul mării în Bali, oceanul în Bali sau nu știu undeva să mă retrag într-o căsuță singură în care să pui o muzică să fiu doar eu în rochie albă și să ajungă momentul în care să deschid agenda soluția, știi? Și posibil. Prea. Posibil, mai ales pentru mămicile noastre din grup, nu cred că e Da, posibil. Așa ai asta prea vindătoare, ești coboară pe picioarele. Dragă de Dă-i tine. soluția Alinei, ceva mai practic, mai real, la momentul în care Da. astăzi pot să fac așa, când o să ai agenda, o să faci și pe străzile Londrei și în cafenele de acolo, o să te plimbi tu ca acea femeie visătoare sau acea femeie care caută soluții, care este în căutare de sine, care vrea să se accepte, să iubească și tot așa mai departe. Deci aici se poate face un spot pe diferite tipuri de scrieri, Da. scenarii, știi?
Da, adevărat, adevărat și îți mulțumesc pentru idee, poate chiar așa o să fac ca să nu mai... Dar ghidul ăsta care l-am făcut deocamdată este, văd că aduce rezultate, adică lumea nu mai revine după ce Nu de. primește agenda acum. Înainte primeam mult mai multe întrebări decât acum, zic ok, înseamnă că funcționează într-un fel sau altul. Mă rog, important este să, într-adevăr, să ajungă acolo la cine trebuie, pentru că văd că o cumpără doar lumea care simte că acum sunt multe persoane care nu mă cunosc, nu mă urmăresc, dar au nevoie de un astfel de instrument. Da. Și important este să se cunoască ele din perspectiva lor. De aceea nu prea îmi place să dau indicații. Nu vreau să fiu foarte precisă. Scrie tu ce crezi tu că e mai bine să răspunzi. Cu siguranță, însă, probabil cei care nu te cunosc găsesc prezentarea pe Facebook, pe Instagram. Dacă ai asta, Da. răspunsul și ghidul le va fi de ajutor. Cu siguranță. Hai să vedem ce ai făcut, cum și ce tipuri de retreat-uri și ce public este pe tale, ce fel de retreat-uri faci, la ce ajută, Da. dacă le mai faci acum. Păi nu le-am mai făcut de când am venit în UK, pentru că am început, pentru că a venit, stai așa, în UK suntem de un an, deci de când sunt aici nu am făcut niciun retreat. Le făceam foarte mult în Franța și în Austria atunci când eram pe aproape, pentru că am vrut să fie aproape de casă, să călătorească și aici până am explorat puțin unde să le fac, să-mi simt eu locul bine, a venit Pandemia. coronavirus. Da, și noi, deci noi suntem în, voi acolo vă trăiți viața. Eu trebuie să spun că aici suntem închiși din decembrie și vom fi închiși până pe 8 martie. Închiși în casă, adică ai voie să te duci doar la cumpărături, afară nu ai voie să ieși sub niciun pretext că primești amendă. Așa că multe n-am putut să fac aici. N-am vrut să fac retreat-uri online pentru că mi se pare că se pierde cel puțin 30% din energie și ceea ce se întâmplă în retreat-uri este foarte de partea noastră spirituală, aș spune eu. Și retreat-urile am făcut exclusiv pentru femei, în care tot așa mi-am dorit să le dau un mediu în care să se deschidă și să găsească frumusețea din interiorul lor. Deci, Asta este scopul. live, face și ai simțit energia fetelor și ai fost cu fiecare din ele, da? Da, absolut. Dar nu e doar energia mea, ci e energia grupului care se creează. Energia persoanelor care s-au atras între ele, a fi în acel moment împreună din diferite părți ale lumii. E o magie ce se întâmplă. E o magie ce se întâmplă să vezi. Da, vă recomand să mergeți la orice fel de eveniment de genul ăsta, pentru că oricum veți veni de acolo mult mai valoroase. Indiferent, bine, trebuie să rezonezi cu maestru cumva așa, da? Fiecare trebuie să-și găsească cumva profesorul lui sau ghidul lui. Orice eveniment de genul ăsta, unde este puterea, mai ales puterea feminină adunată, aduce foarte multă valoare. Îți crește. Da. Deci energia și vibrația pe care o creează aceste femei e cu totul, nu are. Într-adevăr, aceste ajută. Eu, din punct de vedere, fac eu cursuri de marketing și social media și cum ajutăm noi femeile în grup, eu simt pe partea asta cât încurajare și cum se deschide parte de dezvoltare pe parte de business, însă merge vorba de sufletelul lor, de rănile lor, dorințele acolo sunt alte căsuțe, știi, alte căsuțe în subconștient și se activează, nu știu, și alte emoții. Da, practic, uneori e suficient numai să dai o întrebare ca să poți să vindeci un lucru.
Nu e mult de lucru și nu se referă doar la persoanele extraordinare sau dacă cumva e cineva în grup care nu se crede că e extraordinară. Retreat-urile astea sunt anume pentru tine, ca să înțelegi cât de specială ești. Și nu ești specială pentru că ești doar tu specială, ci toate suntem extrem de speciale, cu o putere nelimitată și o dorință interioară foarte generoasă de a face lumea un loc mai bun. Iar lumea o poți face un loc mai bun numai dacă tu ești mai bine. Și ăsta e începutul. Dragilor care încă, nu știu, poate n-ați plecat pe drumul ăsta de dezvoltare personală, vă încurajez la maxim, pentru că momentul în care adevărata putere e atunci când ai înțeles cine ești și cât de puternic ești în interior. Puternic în sensul în care rămâi echilibrat și armonios, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. Nu în sensul în care trebuie să lupți, trebuie să arăți colții, trebuie să dai din coate, nu asta este puterea adevărată. Să știi că astăzi discutăm aspectele pe care le-am avut în ultima ediție de curs și cumva toate fost la cursul de social media marketing și și-a câștigat online s-au integrat sau le-am dat careva din proiectele pe care noi le gestionăm sau pe care le-am eu și discutam cu una din ele cu o altă fetiță din sarcina lor a fost să adune comunitatea oamenilor de acolo ca să dezvoltăm această comunitate mame digitale la nivel, nu doar eu cu tine și pe partea noastră, dar pe un grup în care săptămânal, poate nu, dar să organizăm așa, să invităm gen oameni așa ca tine, valoroși, ca și toate alte femei care le-am cunoscut de ani și cu care am interacționat și care abordează așa aspecte, dezvoltare personală, încredere în sine, nu știu, conectare cu tot ce ține de să descoperi caracterul, feminitatea din tine, business, idei, proiecte, parteneriat, de toate aspecte să le abordăm într-o comunitate. Uite, acum mă gândeam, zic, unul dintre mentorii sau coach, da? Dintre acele pe care ai putea să aduci cu subiectele pe care tu le-ai. Întrebarea cine sunt eu? În slide-urile pe care eu preconizam să-l planific pentru programul Mame Digitale, care este conceput de 3 luni de zile, dar prima lună de marketing, niciun fel de social media, prima lună voie să deschid femeile. Și am stat și am început și cu Larita, și cu mai multe persoane cu care m-am consultat. Întreba ce ar trebui să învețe femeia ca să câștige această încredere? Ce module, ce tehnic să-i dau în acest curs ca ele să-și deschidă acest lucru, să înțeleagă că pot dezvolta orice proiect, că sunt capabile, că sunt încă 10 deja asta nu înseamnă că nu pare ușor. Cine este ea și toate aceste subiecte pe care m-am uitat și mi-am notat în agenda le chiar în program ca să abordăm cu tine sau cu un coach pe care va fi. Deci, care sunt cele elemente cheie? Și uite, tu le descrii, eu cred că live-ul sau vor vedea preluarea, se vor regăsi cu, da, și m-ar interesa și pe mine, da, mă doare. Ar fi un subiect interesant. Da, nu, cu mare drag, eu sunt deschisă dacă credeți că pot să vă susțin într-un fel sau altul proiectele, cu mare drag putem discuta despre asta. Este însă un fenomen pe care aș vrea să-l menționez aici. Noi supraapreciem foarte mult evenimentele. E fain că facem evenimentele astea și că dăm de știre oamenilor și că îi facem să conștientizeze, pentru că până la urmă trebuie să lucrezi cu mindset-ul omului, da? În momentul în care el poate să vadă mai mult în capul lui, atunci va deveni mai mult. Deci doar în momentul în care crede că e posibil să fii mai mult, să vezi mai departe, să ai o viziune mai mare, atunci va fi posibil. Și practic lucrezi la mindset-ul lui. Însă, ce se întâmplă la un eveniment este foarte frumos, dar durează puțin. Ceea ce se întâmplă zi de zi în viața lor zilnică
De aceea, în programele mele de descoperire interioară, noi învățăm 6 săptămâni, descoperim 6 săptămâni și apoi 2 săptămâni ne luăm de integrare. Ceea ce am învățat și am înțeles eu, cum anume pun în practica mea de zi cu zi. Și agenda mea este un instrument de genul ăsta. Zi de zi sunt acolo, zi de zi fac ceva pentru mine. Dacă mă duc la sală odată și fac 10 ore, nu o să-mi aducă mare rezultat, însă dacă mă duc 10 zile la rând, voi avea un rezultat diferit. La fel și cu spălatul pe dinți, nu? Dacă mă spăl odată de 2 ore la rând pe dinți, nu voi avea aceleași rezultate ca cu spălatul pe dinți în fiecare zi, nu? Așa este și cu dezvoltarea personală. Hai să văd ce fac zi de zi. Este foarte multă lume care adoră să audă astfel de discuții și le mulțumesc, probabil și pe acest grup, le mulțumesc mult că sunt aici lângă mine, cineva lângă noi, scuză-mă, cineva întreabă unde găsește agenda. Da, da, numai puțin rămâi lângă noi și dăm imediat detaliile. Da, sunt foarte multe persoane care adoră astfel de discuții și totuși nu trec la acțiune deloc. Și este vital să schimbi ceva în obiceiurile tale zilnice, dacă vrei să fii mai mult de atât. Nu e suficient să știi, nu este suficient să te uiți, să asculti și să spui, ah, eu am mai auzit din astea, eu pe astea toate le știu. E, în momentul în care te prinzi la ideea că ai spus, eu le știu pe toate astea, tu ești prima persoană care ar trebui să fii pe listă la un program de dezvoltare personală. Eu mă trezesc cu... Sau te inhibezi. Te inhibezi subconștientul să gândească că e capabil să facă asta. E ca și... Da, practic, îți dai seama cât de limitat ești. Dacă crezi că ai ajuns gata, că le știi pe toate, e cel mai periculos, pentru că îți dai seama, eu m-am trezit într-o dimineață și am zis, stai puțin, zim ce nu e în neregulă cu mine, ce e în neregulă cu mine, zim un lucru care nu-ți place la mine, te rog, îi spuneam soțului meu, zim, te rog, ce nu-ți place la mine, că lasă-mă să lucrez la ceva, nu pot să cred că sunt perfectă. Și am găsit el imediat o listă, uite, la asta ai putea să lucrezi, la asta, zis, ce bine că te am, ce bine că te am. Dar important este, da, să lucrăm la noi zi de zi. Este importantă asimilarea asta de informație, însă în ziua de astăzi e atât de multă informație că nu mai triezi sau nu te mai ajută să asculți mult. Ce te ajută cu adevărat este să pui osul la treabă și să schimbi ceva. Și încep cu pași mici, încep cu lucruri foarte mărunte, cu făcutul patului de dimineață, da? Așa cum spune vorba. Începe care zi adopți în viața ta și atunci devine un ritual și practic nu poți face acea mantră sau meditație sau afirmație sau ce exerciții ai pus tu aici în fiecare zi. Deci e ca și cum trebuie încă dacă dai dare de seamă cuiva să trimiți o poză că ai completat și ai da. Este tehnica asta. Găsește un mentor din grupul fetelor sau deseori eu le zic fetelor în grup, duplați-vă, cumva monitorizați-vă, ajutați-vă, susțineți-vă, trebuie între voi. Să aveți un grup în care să vă puneți tema de acasă, să vedeți ce a făcut alta, ce rezultat. Este o competiție între două, trei. Deci trebuie să-ți găsești un înger așa care să aibă 2 săptămâni de. Da, responsabilizarea față de ceilalți funcționează foarte bine, atâta timp cât îți promiți, dar eu le propun pe cele cu care lucrez să meargă mai mult de atât, să fie responsabile ele față de ele. Te-ai blocat, Alina? Alina, mi te-ai blocat și vreau să înțeleg dacă ai pierdut conexiunea de internet sau bateria telefonului tău. Ai pierdut-o. Nu știu ce s-a întâmplat, da. Da, o fi internetul meu, nu știu ce să zic. Eu le provoc pe cele cu care lucrez să fie ele responsabile față de ele, pentru că nimic mai valoros decât să fii loial ție însuți nu există. Și apoi dacă nu poți să o faci pentru tine, de ce ai face pentru alții? Și atunci creșterea este adevărată, în momentul în care tu ți-ai promis ție însuți și te-ai ținut de cuvânt față de tine. Așa îți crește dragostea de sine, așa îți crește încrederea în tine, stima de sine îți crește. Deci doar bazându-te pe lucrurile astea pe care le promiți că le faci pentru tine, deja poți să rezolvi majoritatea problemelor care vin ulterior.
Pentru că știi că ești o persoană integră în fața ta. Hai să te întreb și tu dacă vrei răspuns, dacă nu, nu. Dacă să se adreseze persoanele, te găsesc pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, dar spune, te rog, între ce prețuri variază consultanțele sau consultația la tine, ca să ne dăm seama de servicii sau cursurile, trainingurile tale de apazon. Da, ok. Programul nu. Care începe, programul de descoperire interioară, care este programul pe care l-am lunar și încep o grupă în fiecare lună, este de 8 săptămâni și este de 250 de euro. În programul ăsta ești într-un grup de femei, deci avem și vibrația și emoția grupului, dar este și foarte particularizat. Fiecare dintre participanți sunt grupurile formate până la 15 participanți și atunci ai timp să acorzi atenție tuturor. O ședință cu mine privat de 45 de minute este 70 de pounds. 70 de euro, nu știu cât e în euro, să zicem în euro. Da, și eu vând pachetele de la 3 ședințe în sus, pentru că cred că este nevoie de cel puțin 3 ședințe ca să începi să vezi rezultate. Clar, te pot ajuta din prima ședință, însă trebuie să ne cunoaștem, trebuie să înțelegem ce vrei. Majoritatea vin fără să cunoască motivul adevărat de ce vin. Și atunci trebuie să înțeleg de ce ai venit în fața mea. Încă o întrebare provocatoare. Tu, pe Instagram, ai făcut vreodată live-uri? Niciodată, nu. Asta pe Instagram, nu. Live-ul tău în care... Am mai făcut acum 2 săptămâni, dar tot așa am fost invitată a cuiva. Deci eu personal n-am inițiat, dar am făcut foarte multe live-uri pe Facebook la viața mea. Ok, la viața ta pe Facebook, acolo ți-a rămas experiența și au rămas live-urile care pot fi reurmărite cu siguranță, cei care sunt în... Da, absolut. Da? Da. Vreau să te provoc la faza, dacă ai face o consultanță de coach... câteva minute cu cineva în live pe Instagram. Crezi că este... N-am auzit, s-a întrerupt. Dacă pe Instagram ai face o consultanță cu clientul direct în live, crezi că ai putea face asta? Crezi că, de exemplu, cu ce întrebări intri în sufletul și cum rezolvi această problemă prin 2-3 întrebări, fără să te duci la parte, doar să dai interes. Și apoi hai la program, hai în privat. Deci ai face... Da, cu mare drag, cu mare drag, da. Atunci te provoc acum. Hai, eu sunt clientul tău. 5 minute, 10 minute. Eu sunt cu, nu știu, oricare. Descoperim întrebări să vedem cum ar fi acel joc și te provoc ca tu anterior să-ți alegi o zi pe săptămână în care să ai tu dezbateri, să-ți intre publicul tău de Instagram și poți să întrebări în live, pentru că așa ai pe fetele curajul sau oamenii curajul să-și pună întrebarea sau alții să-și se regăsească în necesitatea lor, că nu sunt etape ale vieții care înseamnă că trebuie ceva să facem. Bă, trebuie să... Da? Eu sunt clienta ta. Bun. Da, dragă, mulțumesc mult de provocare, doar vreau să spun că social-ul nu mai este prioritatea mea numărul unu. Așa. Trebuie să recunosc asta. Dar cu mare drag cred că am putea să facem niște sesiuni demo la care lumea să se întoarcă din când în când, nu știu, da. Sunt deschisă, mai ales că am un program acum cu Alice Cornea, o colegă de-a mea, unde discutăm anume asta, unde discutăm ce înseamnă coaching, cum te poate ajuta și avem acolo niște filmulețe demo. Mm-hmm. Da, hai să vedem cum te pot ajuta eu pe tine. Două întrebări ca să înțeleagă lumea cum decurge o consultanță cu tine. Asta vreau să scot în acest live. Deci nu că eu vreau să beneficiez acum de o consultanță, dar cei care sunt în spate și cei care vor urmări să înțeleagă rolul tău, întrebări pe care mi le vei face tu mie ca un client general. Este foarte greu să pot să arăt un exemplu care să fie valabil pentru toată lumea. Așa că voi folosi un instrument. Okay. Un instrument care se numește și care e de ajutor și chiar vă rog să-l faceți și acasă pentru că puteți să fiți coachul vostru personal.
În momentul în care, așa cum am spus, mulți vin și nu știu de ce sunt acolo sau vin cu pretextul că e la serviciu, nu merge bine, când de fapt ajunge la concluzia că în viața personală trebuie să schimbe ceva ca să schimbe ceva în viața profesională. Și atunci instrumentul pe care îl folosesc cel mai des se numește roata vieții. Interesant. Roata vieții este un instrument și nu am, din păcate, nimic de scris aici. Dar vreau să vă imaginați o pizza rotundă, care este tăiată în 8 felii. Fiecare felie corespunde unei arii din viața ta. Chiar dacă aveți un foaie, o foaie și un pix, vă rog să scrieți acum. Și avem așa, avem spiritualitate, aria de spiritualitate, avem relațiile. Avem viața profesională, avem situația financiară, avem sănătatea, deci relația, poftim? Sănătatea, așa. Relația cu partenerul. Așa, și dezvoltarea personală. Ok, hai. Ok. Acum, la fiecare, vreau să vă imaginați că în mijlocul pizzei tot este zero și cum mergi pe fiecare rază spre marginea cercului, o împarți în 10 unități egale. 1, 2, 3, 4, 5 și ajungi la 10. Am înțeles. Deci un fel de așa, da? Iată așa. Tic, tic, tic. Super! 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 Așa arată pizza noastră. Și acum, pentru fiecare aria vieții, să te întrebi unde ești. La ce nivel? Cât îți dai? Cât îți dai? Cel mai mic, adică nu o duc bine deloc, este spre zero. Și cel mai mult, 10, o duc foarte bine, nu mai am ce schimba acolo, că este extraordinar, este 10. Și o să te rog să hașurezi zona de la mijloc spre punctul pe care ți l-ai dat. Și așa o să ai o imagine întreagă la cât de dezechilibrată, de cele mai multe ori, este viața ta acum și care sunt domeniile în care ar trebui să depui mai mult efort pe moment, care este prioritatea ta pe moment. Și apoi, din toate aceste lucruri, voi alege 3 priorități și vom începe să lucrăm pe cea care este cea mai importantă pentru tine acum. Da. Prima întrebare este unde vrei să ajungi? Cât de bine vrei să fie? Și apoi începem să descoperim unde ești acum, ca să înțelegem unde vrei să ajungi. Da, bună provocare. Câteodată îmi trebuie și mie câte un restart din asta, ca să-mi dau... Oh. Trece un an de zile eu la acel obiectiv, nu am evoluat sau nu am crezut, sau nu am rezolvat acel obiectiv și atunci îmi zic, am mai trecut un an, eu am pus pe dream chart sau am vizualizat, nu am făcut nimic ca să ajung acolo și atunci cred că e nevoie să ai două întâlniri sau două întâlniri în an sau un trimestru să ai pe una potrivită ca un coach ca tine și să-ți ajute să conștientizezi că trebuie să rezolvi problema cu partenerul, trebuie să rezolvi problema cu dezvoltarea personală sau pe viața ai ceva de... sau financiar vrei să atingi alte scopuri și te învârtești în planul și tot la același job, tot aceeași faci și tot nu mai ai curajul să renunți, să concedii. Deci e foarte important să știi că ai treabă cineva odată cele 10 domenii, că fetele au dat interesul și se vor... își vor face... Da, da, da. Eu zic, eu personal fac acest exercițiu odată la 6 luni de zile, pentru că mă ajută să revizuiesc, așa cum ai spus, am mai făcut ceva din ce mi-am promis la începutul anului sau am rămas tot acolo. Așadar, domeniul este așa, spiritualitate, sănătate, relații, și aici mă refer la relațiile de prietenie, la relațiile de colegiale sau rudele. Și apoi o altă categorie este relația de cuplu, relația intimă. Viața profesională, ai menționat? Viața profesională, ok, nu le-am mai ținut minte. Viața financiară. Viața financiară. Apropo, câți dintre noi au plan pentru cum pot să-mi îmbunătățesc situația financiară, mai ales în Moldova? Zic că ăsta e cel mai...
cel mai lucrat pe care eu l-am și cred că sunt prea, prea mă duc în acest. Trebuie să văd care sunt alte două, să mă mai gândesc și la altceva. Am plecat așa, voi desenat toate șapte. Da, apropo de discuția noastră de dimineață. Dar vreau să o să mă... Ah, da. Am rămas fără lumină și fără baterie. Important este să ne facem un plan pe fiecare domeniu. Și foarte mult se împacă cu ideea că măi, nu câștig destul și nici nu am ce să fac, că ăsta mi este salariu. Nu e adevărat. Fii puțin creativ și vezi câte surse de venit sunt în jurul tău. Vezi cum poți să salvezi niște bani, vezi cum informația acum e la un click distanță, nu? Corect. Cred că asta o vezi eu femeilor și cred că acest domeniu mă ajută. Dacă eu învăț pe cineva să facă 1.000-2.000 pe lună, înseamnă că eu trebuie să fac 10-20. Cum fac eu 10-20? Dacă da. Deja au obținut 3-4, fac 10-4 de 10 ori mai mult. Cum eu trebuie să fac mai mult? Și atunci la mine financiar în fiecare lună, ok, hai, cum facem asta? Cum facem asta? Cum obținem? De în care proiect pot să dau, din care pot să dau mai mult și rămân celelalte șapte sectoare neatinse și atunci chiar ajung la concluzia care și prietena mea îmi spunea, găsește o persoană care să te ajute să rezolvi relația cu copiii, pentru că eu cresc copiii singurică și nu este tatăl de atât. Găsește-ți așa un bărbat care să dea acest un bărbat coach sau un bărbat care ar ți-ar da ce copilului în ca și cum ar face o ta. Sau dacă la relația personală, la fel trebuie să îmbunătățesc careva, nu știu, lucruri la mine personal. La fel, rămân în urmă, nota 2. Da, salutam pe nepoțelul meu care și-a făcut de două zile contul de Instagram și văd că mă vede pe live. Ciao, Criste, vă bine, mă. Draga, este foarte important să avem această energie masculină, mai ales pentru cele care am trecut prin ceva șocuri emoționale vis-a-vis de bărbați, să o avem prezentă în viața noastră și să nu renunțăm la ea, pentru că de dovedit că avem și partea asta masculină, noi o putem face. Nu? Tu îți crești copii singură, ești de succes, ești formidabilă, atragi după tine mii și mii de alte persoane pe care le inspiri, însă este nevoie să îi avem în preajma noastră în diverse forme, nu neapărat ca parteneri, dar să nu rupem contactul cu ei. Și da, un coach care să fie bărbat, care să... Dar iarăși, coachul nu neapărat te ajută să-ți dea sfaturi. Însă are un alt fel de mindset ca și bărbat și poate să te direcționeze în locuri unde poate cu o femeie nu ai fi ajuns. Eu mai degrabă aș merge pe partea asta de feminitate. După roata, da, lucrăm cu asta, cu Diana și cu Inga și cu Maria. Și super. Cu... Dar cred că la fiecare categorie ar fi câte un coach. Dacă nu același coach ar putea toate categoriile, tu, de exemplu, consulți pe toate segmentele? Sau... Teoretic, un coach nu este neapărat nevoie să cunoască domeniul tău, da? Un coach, el îți dă niște întrebări care să fie valabile în orice situație și tu să găsești răspunsul. Răspunsul este în interiorul tău. Eu personal am 3 coach, pentru că domeniul spiritualității de care eu sunt interesată este prea străin pentru coachul meu din financiar și pe partea de business. Deci am un coach pe spiritualitate, am un coach pe partea financiară și am un life coach care mă ajută să fac un echilibru cumva între ariile vieții și să mă țină responsabil, accountable, exact ce spuneai tu mai devreme. Hai să ne ținem între noi promisiunile și să dăm înainte așa. Recomand un coach pentru fiecare. Este adevărat că o persoană te poate ajuta pe mai multe arii. Este adevărat că poți să rezonezi cu diversi maestri pentru diverse lucruri și o să simți în momentul în care... Acum ce gândește creierul? Dacă eu fără coach sau cu ceva consultanțe așa sporadice sau câteodată în mix timp am ajuns la așa rezultate și eu acum aș lua 2 sau 3 coach pe segmente care vreau să le dublez sau le la 10 ca rezultat sau ca satisfacție, ce s-ar întâmpla cu mine? Unde aș ajunge eu în... Wow!
Exact așa trebuie să fie viziunea noastră despre viitorul nostru. Trebuie să ne sperie, pentru că e ceva ce nu știm. Deci vom fi atât de mult și atât de departe încât noi nu putem să vedem. Și exact așa trebuie să fie viziunea noastră pe viitor. Senzația am vrut să o las, pentru că eu la rezultatele care am ajuns în ultimii 7-8 ani, dar cu siguranță dacă aș fi avut coach sau această persoană care să mă ajute atunci, eu nu dădeam cu capul în gard în business. Eu nu făceam greșelile pe care le făceam acolo și acolo și acolo. Dar asta m-a toplit cumva și am ajuns aici ca să pot astăzi să aduc alți oameni de valoare, altor familii și persoane care să le scurteze drumul. Pentru că încă nu era segmentul de coaching dotat în Republica Moldova. Abia coaching business am avut în apoi, abia am cunoscut-o pe Marisa, abia mai erau câteva persoane care mai făceau ceva training-uri de feminitate, ceva general. Dar ca concept de coach și life coach și spirit coach și cum vrei tu să atingi aceste segmente, era în țară. Deci acum în 2017-2018 cred că s-au referă în Chișinău. Bun, că nu zic de Nu, nu, peste tot. Peste tot e cam același trend, să știi. Peste tot e același trend. Chiar zilele trecute cineva îmi spunea aici că, ești primul life coach pe care l-am întâlnit. Nu știam că există profesia asta. Voilà. păi, Deci nu. cred că pe Instagram când o să începi tu strategia ta, primul lucru care faci este să zici cine sunt eu și ce life coach, ce ți-a o întrebare la început, că mulți confundă Da. când le zici că au nevoie de un coach, dar asta ce mai este, ce coach, ce Da. urmă să începi a răspunde întrebări genul care ți se, sunt cele mai frecvente și să de YouTube, dar pe Instagram de un minut, știi cum este IGTV sau Instagram de un minut, așa și oamenii de aici o să te cunoască din perspectiva din culise ce faci tu ca coach, pentru că ce am făcut noi Tu sugestii. vii cu super idei. Eu trebuia să-mi fi luat notebook-ul ca să Da. notez acolo, ca să nu uit. Eu în live-urile Super. toate le-am făcut cu femei în 2020 și care au interacționat, eu nu mi-am pregătit întrebări, dar ascultându-le deja îmi veneau idei cum le-aș putea îmbunătăți, pentru că eu așa gândesc, eu sunt construită așa, așa m-am dezvoltat. Deci cât omul îmi povestește, eu mă conectez cu afacerea lui, eu deja știu, aha, pe tine te pot ajuta, pe tine te pot așa, pe tine te pot invita la o masă, pe tine te pot lansa pe online, pe tine te pot recomanda celui. Deci așa gândesc eu ca structură, ca antreprenor sau om care vrea Da. să te ajut să ajungi și tu la mai multe femei sau la multe persoane. Chiar dacă acest lucru un live care l-am făcut la dorința mea și tu ai acceptat. Nu am intenția să lucrez pentru tine în marketing sau dacă nu o să facem asta, ai strategie. Nu se știe niciodată, nu se știe niciodată. Dar plăcere să te invit în comunitatea fetelor și de ce să practicăm așa tipuri de tehnici care să le ajute să răspundă întrebarea cine sunt, la ce arie. Eu în seminarul meu de mame digitale care l-am făcut aveam aceste practici, dar eu le-am dat eu de la cineva, nu este că eu practic asta. Deci, preluate de la alți coacheri care le-am ascultat, am cumpărat și alte traininguri să ascult, le-ar ajuta pe femei, două, trei tehnici, asta tot este important să faceți, dar haideți să la Facebook, la Instagram, că eu astăzi. Exact, nu, da, dar rămâi în area ta știi cum, eu cred că businessurile care sunt foarte nișate, alea sunt de viitor. Da. Pentru că eu dacă vreau să mă gândesc la Instagram și la Facebook, atunci mă gândesc la Lia direct. Dacă vreau să mă gândesc, Corect. cu cât mai versatil ești, cu atât ești mai neclar și cu atât le mai e greu oamenilor să vină la tine pentru ce, cum anume mă pot ajuta tu. Însă dacă, poate nici nu știu numele, dar știu, a, e fata cu Instagram-ul, hai că mă duc la ea, că știu că ea mă ajută. Și așa aș vrea eu să fiu identificată, ca fata cu descoperirea interioară. A, da, stai puțin, că eu nu mă știu pe mine. Hai să mă duc la ea, că ea mă va ajuta. Și apropo de ce spuneai tu mai devreme, că ai trecut prin provocări și poate, cu siguranță cu un coach ai fi ajuns mai repede, dar eu cred că ești exact
Și toți dintre noi suntem exact acolo unde trebuie, Acum la etapa în momentul în care trebuie. acum eu Da. îmi pun singură niște întrebări și când dacă ți-aș arăta planul meu financiar și cum stă desenat și așa mărunțit, eu nu Racheta! păi mă întreb cum eu să ajung la așa rezultat și eu mă blochez pentru că nu știu, cedez la niște chestii pe care poate nu le cunosc. Dacă o să bine, o să-mi faci o claritate. Wow! Toată soluția. Gata, mă Apropo, ședințele de coaching, în momentul în care s-a trecut de primul stadiu în care ne-am cunoscut și am înțeles exact dedesubturile fiecăruia, nu sunt necesar să le ai o dată pe săptămână. Poți să le ai, așa cum ai spus tu, o dată la 6 luni și să-ți fie suficient să primești atâta valoare. acknowledgement, Sau ceva de acasă, da? Sau atâta conștientizare încât să ai de lucru în următoarele 6 luni și să-ți fie clar încotro te îndrepți. În momentul în care, practic, eu mă bucur de oamenii care nu mai vin la mine, înseamnă că am făcut o treabă bună, știi? Când vezi că vine, vine, că încă după un an este tot cu tine și vrea în fiecare săptămână, înseamnă că acolo e creată deja o dependență, nu știu dacă ești chiar de ajutor. Însă când îi văd că revin după 6 luni, 3 luni de zile și îmi zic, hai că mai vreau o ședință, atunci este semn bun, înseamnă că am fost de ajutor. Uite că planificasem o oră, dar e atât de interesant și vreau să te descos, să trag din tine până o să poți tu să-ți permiți ca timp, dar fac o mică precizare și să știi că am vorbit și cu antreprenori, bărbați, femei și bărbații deja și un trend și pentru ei să găsească coach femei sau bărbați care nu doar femeile au nevoie să se cunoască pe ele, dar și bărbații au nevoie să-și crească capacitățile lor în aceeași domenii, pentru că asta nu este doar pentru femei, este pentru Absolut. Și atunci ei își găsesc acel potențial în 3-4 segmente cu un coach. Pentru că am întâlnit din clienții mei și medici, și psihologi, și persoane care au afaceri, au zis, uite, dacă vrei să consulte, sunt ok, pentru că eu lucrez în finanțe cu cineva, lucrez pe spiritualitate cu altcineva și zic, wow, zic, dacă sunteți la nivelul ăsta, înseamnă că eu ceva, eu trebuie să urmez eu aceleași căi și să nu mă dezvolt doar în marketing și business. Și atunci mi-am pus câteva întrebări și am zis că, ok, calitatea trebuie găsit persoană și rezolvăm și acest segment. Sau trebuie rezolvat relația personală cu partenerul. Da? Să-mi rezolv această problemă și să atrag în viața mea cel caut mentor, caut așa ceva. Deci, iată așa am început să înțeleg că nu doar marketing pe Instagram. Acum am mai spus, există perioade și perioade în viață. Dacă tu simți că acum ești 150% pe partea de business, preia, acum e momentul tău, știi? Preia la maxim forța asta, pentru că absolut primești susținere de la univers și ești pe val. Însă momentul în care nu le ignora total pe celelalte, fă pași mici. Mie îmi place foarte mult eu cred mult în schema asta în care împarți un task mare în pași foarte mici și indiferent de ce se întâmplă, într-o zi tu faci ceva către scopul tău. Că știi cum se spune? Că te târâi, că mergi, că alergi, dar te miști înainte. Important este să te miști înainte. Ok, poate ești de luni până vineri în tot felul de ședințe business și business-ul tău explodează și este extraordinar, super, te bucuri, dar vii acasă și ești singurică. Ce-ar fi în fiecare vineri de acum încolo să te duci la un date, să te duci la o cafea, nu la un date, să te duci la o cafea cu un bărbat, ca să-i vezi cum gândesc, ca să-i vezi ce cred ei despre femei, ca să vezi până la urmă ce bărbați atrage în ultimul timp. Eu am fost foarte mult timp singură și parcă nu-mi lipsea nimic. Și din potrivă, eram în culmea succesului profesional și îmi doream foarte mult pe cineva care să fie potent și să mă tragă în sus. Și tot ce atrăgeam era de nivel minim,
Pentru că, da, pentru că așa era concepția mea despre bărbați și atunci am spus, ok, de acum încolo să mă uit doar la cupluri care sunt chiar un exemplu, nu mă mai uit la cuplurile care nu sunt un exemplu, pentru că sunt foarte mulți oameni fericiți în cuplu și vreau să-i văd doar pe aceia. Și vreau să mă uit la bărbați care își iubesc femeile, vreau să mă uit la bărbați alfa, care totuși au regina lor acasă, vreau să-i găsesc. Și din clipa respectivă am început să găsesc doar exemple de genul ăsta. Nu erau bărbații mei, dar m-a ajutat foarte mult să-mi schimb eu percepția despre ce înseamnă un bărbat și că da, există bărbați de calitate care pot fi mai mult decât ești tu și totuși să te respecte și să te iubească. Și a trecut ceva vreme până am înțeles că trebuie să trec la acțiune, pentru că nu se întâmpla nimic pe partea asta. Dar n-a trecut mult timp de când am trecut la acțiune serios, de când m-am hotărât, știi că atunci se spune că de fapt a început să lucreze Universul pentru tine, în momentul în care te-ai hotărât. Gata, m-am hotărât, eu trebuie să rezolv problema asta. Și Deci am rămas în urmă pe câteva segmente. Da. tot o facem, tot o Dar facem. cu siguranță este un echilibru pe care trebuie să-l păstrăm. Cam cât procent sau cât. Deci tu recomand să lucrăm cu te trei categorii și să le ducem la bun sfârșit, la un scop, sau la fiecare câte 10-20% și toate să le ținem balanțate sau nu știu. E foarte greu să le lucrezi pe toate, însă nu ignora niciunul. Cam asta e regula. Nu lăsa ignorat niciunul și nu exagera cu niciunul dintre ele. Foarte multe femei, mai ales după ce devin soții și mame, da, devin dedicate în totalitate și au uitat că sunt femei, au uitat că pot fi creative, au uitat că au hobby-uri, au uitat că au nevoile lor personale ca femeie. Mai mult de atât, eu în Republica Moldova știu că foarte multe se rușinează să spună că, de fapt, eu mi-aș dori să merg în vacanță fără copii, eu aș vrea să merg doar cu soțul. Păi cum? Îți lași copiii și sunt judecate din cauza asta. Deci, multe lucruri sunt. Așa, astea au fost situațiile pe care le-am întâlnit eu. Poate nu toată lumea o face la fel, însă într-o comunitate unde suntem judecate pentru a fi ceea ce suntem, am văzut acum câteva zile, apropo de Instagram, pe cineva care dansa și comentariile erau foarte, foarte urâcioase. Da, ești femeie la casa ta, chiar așa ai ajuns să. Dansul este foarte senzual, mai ales pe partea asta a feminității noastre. Noi ne place să dansăm nu pentru că vrem să fim sexy, ci pentru că ne readuce echilibrul feminității în interiorul nostru. Și atunci e ceva natural și ceva frumos să vezi o femeie atât de fericită încât dansează. Ea așa a simțit pe moment. Oare câte dansăm când se stinge lumina Da, și nu e nimeni acasă, nu? la ultima întâlnire cu fetele, că este o dansatoare care acum da, poate la evenimente sau nu știu, concerte sau nu știu, și acum o rupă care este plătită și dimineața dansează cu mine, da? Super. De live-ul pe Instagram dansează și sunt unele, dar este un grup privat în care tu plătești un abonament. Și fiecare dimineață la OX dansez cu ea. Știi? Ea cumva își monetizează aceste cunoștințe online sau aceste abilități. Nu poate fi acasă, dacă ești blocat acolo în loc, la zi, cum să câștigi bani din funcția sau din jobul tău? Super. Și atunci a făcut așa o rubrică. Dimineața dansează cu mine și vinde acest program online într-un grup. Și zic, uite, oricare ar putea să facă. Sunt instrumente. Da, frumos. Și eu chiar încurajez oamenii să investească, pentru că investiția atât de mică față de cât de multă bucurie o să-ți aducă și echilibru o să-ți aducă acest mic, mic eveniment care se întâmplă la prima zi dimineață. Este fantastic. Eu am meditațiile, acum sunt în călătoria de 30 de zile de meditație ghidată. Pentru cele care nu sunteți încă pe YouTube cu mine, vă invit să-mi dați like și să mă urmăriți, pentru că în fiecare dimineață ne trezim cu o meditație. Meditația se întâmplă mult mai devreme decât mă trezesc eu, pentru că eu sunt cu 2 ore în urmă României sau Moldovei. Și mă trezesc în fiecare dimineață cu zeci de mesaje de mulțumire, cu recunoștință și așa mai departe. Ce? Dacă e cineva care câștigă din asta, atunci eu sunt.
pentru că eu sunt cea care mă trezesc cu această energie frumoasă, care din start îmi setează ziua pentru o zi prosperă, o zi pozitivă, nu? Și da, da, este... Aici avem un comentariu, dacă vrei să-l citești. Da, poate, te rog. Dacă este privit și la tine, poate nu ai asculta critica altora dacă te ține singur. Ce mai greu că nu te ține jumătate. Deci, o altă problemă pe care o au majoritatea, dacă să ne referim la publicul feminin, că bărbații nu susțin femeile lor și nu au încredere în lor și atunci le tai aceste. Iată, aici se blochează, dar eu nu o să reușesc, dar eu nu am de la cine să cer investiții pe care cel puțin să-mi cumpăr acest program, să mă ajute să văd ce pot să vreau de la viața mea. Se blochează și are dreptate colega care ne spunea că dacă nu te susțin pe cei din jur, e cum te-au îngropat. Da? Ți-au îngropat. Da, 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 da. Am fost acolo, am fost acolo, știu exact despre ce e vorba. Am avut și eu relații în care nu eram acceptată pentru ceea ce vreau să fac. E foarte des întâlnit, nu ești unica, pentru oricine a scris, nu ești unica, e foarte des întâlnit. Unica soluție însă, da, ai putea să schimbi partener peste partener, asta nu o să te ajute foarte mult. Ce poți să schimbi însă este să înțelegi ca ce-ți dorești și cine ești tu și care e valoarea ta. Na, acum sunt o felul de exemple în care în momentul în care ne-am hotărât... Ce-am făcut care acum este să mă apuc pe canalul de YouTube să te ascult, pentru că eu ascult meditații ghidate, dar tot de femei din România, pentru că acum ascult, hai să mă uit la vocea ta acolo care o ascult eu. Dar super, super. Probabil dacă o să-ți ascult meditațiile, o să zic, uite cât de bine ajunge în subconștientul meu, dar ai o voce care... Cred că meditațiile tale sunt divine pentru cei care le-au neapărat... Da, da. Sunt foarte eficiente pentru că în momentul în care meditez sau le înregistrez îmi dau seama cât de bine au funcționat pentru că am eu o stare anume după ce le și totalizează. S-a întrerupt. 80% din oamenii care mă vizualizează nu sunt subscriși la canalul meu, așa că vă rog mult dacă mă vizualizați, dacă urmăriți meditațiile, subscrieți, pentru că primiți notificări în momentul în care apare meditația nouă. Eu când te abonezi, apare această notificare și cred că ești cea care poate rezolva și prin materialele tale gratuite pe care ai deja, live-urile care le-ai făcut pe Facebook, YouTube-ul care ai meditații și sunt anumite tehnici pe care le dai dimineața sau seara sau alte gânduri pozitive. Păi iată, asta cu gânduri pozitive e rezultatul și de asta zic, îți recunosc voi acum după... Da. Super, mă bucur! Lumea e mică, lumea e foarte mică. Da. Cu puntea asta care duce spre mare și eu când văd așa poză, clic aici. Hai să o ascult. Eu am ascultat sunetul. Zic, am ascultat meditația și niciodată nu am interes să apăs să văd, dar cine este Alina? Eu m-am concentrat la vocea ei, știi? Și la ce a vrut să transmită, dar acum nu dau seama că ești în fața mea. Da, da, nu contează oricum cine le pune. Important este să te facă să te simți bine. Alina Iacubovski întreabă aici Lilia. Iacubovski aș putea... E pe YouTube. Da. Și ai o comunitate de peste 2000 de abonați, ai meditații vizualizate de peste sute de mii de oameni și mii de oameni. Da. Respectiv, care pun această meditație în viață și recunosc că sunt fana ta fără ca tu să fii să eu să fii pe casă. Mă înclin. Mulțumesc din suflet. Aștept Dumnezeu, uite cum se întoarc. Da. Totul este cu un scop și totul funcționează spre binele nostru, asta e cu siguranță. Nu am terminat de spus vis-a-vis de problema ridicată mai devreme, nu știu dacă Lilia a întrebat, de partener. Dragilor, ei o să se schimbe totul în jurul nostru se schimbă în funcție de noi. În momentul în care noi ne-am hotărât să fim diferit și nu trebuie să devii ca să fii.
Trebuie să fii ca să devii. Perfect. Dacă vrei să fii fericită, fii fericită de astăzi pentru lucrurile pe care le ai. Ignoră total lucrurile care nu îți aduc fericire și lucrează la a te concentra pe ceea ce îți aduce cu adevărat fericire. Un bărbat lângă o femeie fericită, împlinită, care știe ce își dorește, nu rezistă decât să o urmeze. E greu, e cale lungă. Poate să însemne o schimbare total de macaz, poate să însemne să treci dintr-o extremă în alta, tu care ai fost generoasă și te-ai sacrificat, dintr-o dată să fii extrem de egoistă și să nu mai vrei să faci lucruri. Însă la un moment dat o să-ți găsești echilibru. Partenerul tău o să vină după tine. Răbdare, dacă vrei să-l păstrezi, multă răbdare, multă dragoste către el, multă atenție. Tot prin meditație și prin practică, prin rugăciune și prin alte tehnici, îl poți modela sau îl poți, nu că convinge, dar îl poți face cum îl dorești, practic. Nu, tu lucrezi la tine, tu devii. Prin practica meditației devii tu foarte echilibrat și foarte armonios în interior. Și în momentul în care, plus că meditația te ajută foarte mult la luarea de decizii, în momentul în care tu meditezi, ți este mult mai ușor să alegi ce e bun pentru tine, pentru sufletul tău, pentru că ai această conexiune cu Universul deschisă. Și te ghidează, fără să vrei. Este un instrument pe care noi îl avem gratuit în noi și pe care foarte puțin îl folosim. Meditația este ceva ce noi cunoaștem, este în noi, nu este doar pentru cei care au al treilea ochi, toți avem acest al treilea ochi, dar important este să o practicăm și nici nu trebuie să înțelegem cum să o practicăm, ci trebuie doar să o facem, căci la un moment dat o să vină ea mie personal mi-a luat 6 luni de zile ca să învăț să o fac. 6 luni de zile de meditație ghidată ca să pot să încep să o fac oriunde, oricând. Acum, oriunde mă pui, eu pot să meditez. Important este cât de mult te influențează ea pe tine în momentul în care o practici zi de zi. 10 minute de meditație fac minuni. Devii tu mai clară, devii mai înțeleaptă, devii mai răbdătoare, devii mai puțin deschisă la compromisuri. Și în momentul în care tu ești hotărât de ceva, nimeni nu-ți stă în cale. Păi, uite, Și uite, așa o să vină și omul tău după tine. ăsta ar fi un alt obiectiv al meu, pentru că am vrut să învăț să meditez, nu doar să ascult meditațiile de YouTube ale tale, pentru că asta făceam. Dar știi cum le făceam? Și cred că tu o să mă critici sau o să mă corectezi. Eu ascultam meditația, dar de acolo răspundeam și pe mesaje la Viber și am zis că nu, asta nu este meditație, asta e un fel, ascult o muzică, știi? Și am cumpărat un curs din Rusia, de la un alt coach care se află în Bali și avea un training sau un curs cum să înveți a medita. Dar stai în tăcere 15 minute, să stai 30 de minute, ajungi să faci asta practică zilnică și eu fug de acest moment, dar nu-mi dau seama de ce. Și încă nu l-am învățat a face și vreau provoc pe mine, poate și cu ajutorul tău și să provocăm și alte femei să facem asta odată. De ce nu? Într-un live sau într-un maraton sau nu știu ce format ar fi. Să învățăm să medităm. Să medităm corect. Cum ajută meditația în viața noastră? Da, este un exercițiu, la fel cum înveți condusul, așa înveți și să meditezi, reînveți să meditezi, da? Starea pe care o căutăm se simte ca starea aia de veche, când încă nu ești adormit, dar deja visezi cumva. Starea aia pe care noi o cunoaștem foarte bine, deci în momentul în care ajungeți la starea de meditație, o să vedeți că e o stare care ne e foarte cunoscută și o avem de fiecare dată înainte de somn. Dar să poți să-ți potolești mintea este o provocare pentru toată lumea. Și nu o poți face decât prin a împiedica gândurile să te influențeze într-un fel sau altul. Nu e ca și cum nu mai ai gânduri, ai gânduri, dar te uiți la ele ca la un film. Nu le dai judecată, nu le critici, nu ai nicio emoție față de ele. Și este un exercițiu. De aceea, meditația ghidată este foarte, foarte recomandată pentru cei care abia încep. O să mă provoc pe mine și cred că o să provoc și alte femei prin timp. O să mă gândesc în ce format propun dacă ai vrea să colaborăm sau să facem așa ceva. Dar am făcut Cu mare. asta când am fost 4 zile la trainingul lui Tony Robbins în Londra
Și acolo el cu modalitatea lui de hipnoză, de 30.000 de oameni ne-a dat în tăcere și era o liniște mortală, da? Deci am adormit cu ochii și am început tot să medităm și să gândim, să repetăm după el în cap și ne-a dus, nu știu care, substraturi ale subconștientului în trecut, în minus, nu știu câte grade, baluri de frică, de senzație că cel mai rău ce se poate întâmpla în viața ta, ca să ajungă să simți emoția de cel mai bine la super, ce s-ar întâmpla, cum te-ai simțit și așa ne-am învățat să mergem pe cărțile încins, am mers pe focul cel încins și atunci am făcut ce practică minunată și proastă în Tibet sau nu știu de unde la dar după acela îl urmăresc pe Instagram și văd meditează cinei sau unei se află el și înțeleg că este un nivel altul al omului sau da. Este o altă etapă de dezvoltare, conștientizare. Da. Și atunci, să știi că eu m-am provocat de mult la acest nivel, încât dacă încep să discut, dar tu despre ce vorbești, în care sectă te-ai băgat? Ah, da, mie îmi place când cineva îmi spune că ești sectantă. Zic, n-ai decât să vii la secta mea, pentru că sunt doar oameni fericiți aici, așa că hai cu mine. Alina, eu... Acum văd că nu prea am zis. Da, eu îți sunt răscunoscătoare, nu aș vrea să mai din timpul tău prețios și să mă închină cu toată în fața. Ți-am ghidat, m-am lăsat ghidat de meditațiile tale și abia după ce am ascultat 40 de minute de live mi-am dat seama vocea, eu știu. Dar mi-era, zic, să mă mai uit toate pe YouTube-ul tău la numele tău, nu la denumire și la poza meditației, dar la numele tău. Poza asta am zis, Doamne, mă bucur. Cum poate să fie așa? Mă bucur. E semn că ajunge la multă lume și mă bucur, sincer, pentru că de asta sunt făcute. Pe mine, eu tot așa am început să meditez, cu meditațiile ghidate și am zis, ok, asta este secretul. Multă lume își dorește, nu știe cum. Și vreau să le fiu aproape, vreau să fiu de ajutor. Super! Eu, cu siguranță, după ce o să mai ascult toate meditațiile tale, o să am planul rapid. Da. Pacea, armonia, echilibru interior, lucrezi la el foarte, foarte eficient prin meditație. Îți ridică instantaneu spiritul, așa că nu pot decât să recomand. Și mulțumesc încă o dată pentru această agendă. Arat, mâine o să încerc eu să fac un video recenzie. Dragă Dumnezeu, mulțumesc! Cei care doresc să o găsească pe Alina o pot găsi pe YouTube cu meditațiile ei, pe Facebook cu live-uri și cu programele ei, pe Instagram mai dar o să o găsiți și aici în postările ei sau în direct în comentarii și pe site-ul ei agendareset.ro, acolo cei care ați întrebat unde găsesc agenda agendareset.ro, iar aici ne-a întrebat Lilichki unde și comunitatea este vorba. Eu am creat comunitatea toate femeile care din toate părțile lumei dezvoltă sau și-ar dori să dezvolte proiecte, să lanseze proiecte la orice femeie. Nu sunt mame care au copii. Dar sunt copii online sau proiecte online sau mici hobby pe care ți-ai dori să-l lansezi sau pasiuni pe care ai și ai dori să faci din asta în așa fel încât să poți ajuta și alte persoane. Așa că voi intra acolo pentru că cu siguranță o să provocăm să ne țină o meditație de grup sau să ne înveți a medita sau să ne înveți a găsi răspunsuri la întrebările pe care le avem și de ce să putem colabora frumos în acest an, pentru că este când toată lumea trebuie să conștientizeze dezvoltarea lui personală și anul creșterii. Așa este prezis. Vor lua avânt și se vor cum se zice, vor separa o lume. Okay. Vor diferenția acei oameni care vor evolua, vor crește, vor dezvolta personal anumite abilități, alte funcții, alte roluri, alte funcții. Și cei care vor rămâne în bucla lor sau în comoditatea lor și în confortul lor ca să nu schimbe lucrurile, ca să-și găsească motive de a nu face ceva.
ca să-și găsească motive de a nu se recunoaște și a... cam asta va fi anul 2020 și 2021. Deci lumea se va... ori vor lua avânt, ori vor rămâne în... nu știu, în... blocați în aceeași... da. În pesimismul lor. Așa că, dragii mei, pe Alia găsiți acolo, pe noi ne găsiți... Mulțumesc mult de invitație, Elia. Apreciez foarte mult. Am avut o după-amiază extraordinară alături de tine și alături de fete. Să-l vezi acest live, vei putea face și tu să-l încarci la tine pe Facebook. Îl voi încărca și pe Facebook ca să poți să faci tu share și să fie util și pentru alte femei. Super. Dar, mulțumesc. Apreciez. E o altă ocazie cu o temă concretă, neapărat să te așteptăm cu drag și provocări femei. Și noi vă mulțumim celor care la final și îți doresc o săptămână cât mai ușoară, productivă, cum ziceți voi în meditații, pace, fire. Namaste! Seară frumoasă! Bye, bye! Lasă și numai auzim, Alina!